Uite, fetele vor să filmeze aici cu mine. Hello! E chiar un labirint aici de desubt. Oh. Ați pe miroasă. Hai să o invita. E prima cafea după 14 ani. Mamă, că mi-a făcut poftă. Suntem încântați, îndrăgostiți, cum să vă zic. Este o destinație foarte frumoasă. Mie îmi place foarte mult Tunisia, chiar o să mai revenim în Tunisia să mai vedem și alte locuri. Ia uitați aici, foarte fain. Wow, ceva interesant, ia ce vă arăt. Ok. Dragilor, aici în piață am observat și sunt și magazine cu prețuri fixe pe care vă sfătuiesc să, da, în cazul în care nu vă place să negociați, să intrați în acele magazine cu prețuri fixe, de unde să vă cumpărați suveniruri, suvenire, așa. În rest, trebuie să vă pricepeți la negociat. Negociatul este o tradiție aici în țările arabe, în special, și lor chiar le face mare plăcere să negocieze. Chiar o astfel de negociere o avem și noi pe canal, chiar două videoclipuri. Puteți la fel să le vedeți cum a negociat Ana în Egipt. A fost tare de tot. Eu cu Alex, cu fiul nostru, am râs de numai. Multă lume, probabil că nu s-o adunat toată încă. Noi am venit de dimineață pentru că urmează să mergem și la mare, să ne bălăcim puțin. Marea e extraordinară, foarte frumoasă, la fel avem videoclip și de la mare, multe, din multe locuri pe care le-am vizitat. Dacă vă interesează, chiar vă rog să le vizionați, să vedeți cum este viața în Tunisia, cum am văzut-o noi prin ochii noștri. Puteți să aflați foarte multe lucruri interesante despre Tunisia, dacă vă interesează să ajungeți în această țară arabă, care este foarte sigură, departe de conflicte, de nebunie, deci chiar foarte bine ne-am simțit. Oamenii sunt prietenoși, chiar foarte prietenoși, chiar am avut o experiență super tare cu un domn care l-am întâlnit în tren. O să vedeți tot pe canalul nostru, avem foarte multe să vă spunem și să vă arătăm. Uitați aici țesături homemade, zic ei, nu știu câte homemade sunt. Da, uite, chiar aici cineva face un covor. Într-adevăr, este homemade. Homemade, da? Ok? Ia uitați ce frumos se țese aici, doamna ne arată. Frumos, nu, dragilor? Mie îmi place foarte mult Tunisia, chiar o să mai revenim în Tunisia să mai vedem și alte locuri interesante de aici. Sunt foarte multe locuri, dar de data asta am avut foarte puțin timp. Pentru data viitoare o să facem mai mult timp, o să mai colindăm și prin alte locuri frumoase de aici, din Tunisia. Halva! Gata, da? Nu, uite, ia și gusta, na. S-a sezon cu mise. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Da.
spicy. What a price. Ia uite, haine la kill. Haine la kill, dacă vă interesează. Mi-aduce aminte de Grecia, Sebastian. Dragilor, am ajuns și la pește. Tot felul de caratatice, calamari, garide, fel de tot felul, micuți, da? Nu spectaculoși ca aia din Egipt. Dorade. Super! Super! Oh. Ia uitați ce pește aici! Dar ce pește o fi? Soare ca lumea arată, Ana! Mamă, cum arată pe liile astea! Mamă, că mi-a făcut poftă de un pește pe grătară, dovelie din aia de pește, a? Ce ziceți? Wow, wow! Ia uitați, dragilor, cum este copt ardeiul aici, direct pe jar. Interesant, nu? Interesant să vezi modul cum se face altfel decât știm noi. Noi știam, de exemplu, pe o plită, pe ceva, pe o tablă, nu? Na. Tot felul, deci ești cu capul în toate direcțiile, nu știi în ce direcție să o iei. E interesant să vizitați și piața din Nabul. Poate vă găsiți ceva care să vă placă să vă cumpărați. Dragilor, din una în alta am dat în space, în condimente. Ia uitați cum arată. Tot fel de condimente, chiar și paste, murături. Ce mai vreți? Tot fel de murături. Murături de măsline. Aha. Ia uitați aici, foarte fain. Așezate. Chiar pe partea asta, la altul, ce avem aici? Tot felul, ulei de măsline. Super. Foarte frumos. Ne place. Dragilor, am descoperit aici un magazin interesant pe care doresc să vi-l arăt și vouă, cu tot felul de oale de lut. Și, oh, bine că nu am spart-o. Uitați aici, e chiar un labirint aici de desubt. Oh, ce faină. Domnul zice că toate sunt originale. Ça c'est de couleur, c'est de couleur à la Tonabul, de couleur ancien celui-là. Ancien. Da. Originale de aici din Nabul. Ce, Italia? Fain, nu, Ana? România. Dragilor, am achiziționat și noi ceva. Cele 5 cănițe, restul sunt împachetate. O să vă arăt despre ce e vorba, despre cănile astea de aici. Am două, deci pe set și pe cele 5 cănițe mici am dat 20 de dinari. Nu știu cât de scump, nu mi se pare scump oricum. 20 de dinari vine vreo 7 euro.
Numai că o să fie, o să avem bagajel acum. Noi am intrat în alt gang. Aici. Hai să vedem. Ana are poftă de un suc de rodi. Ai rogi nature de tei, de cafe, ce primi? Poți? Ingris? E ca din tradiționă copii. Unde? Unde te ieri din copii? Mai papa, mai grandpapa? Ok. Ha? Zici? Tei, cafe. Ne oprim? Foarte fain, arată. Voi ce ziceți? Cum, cum vi se pare? Copii, mă urși copii. Aici. Cafe, mure. Ce cafe? Ha? Trei șoronci, copii, tei. Hai, e la... Hai, să o evita. Prima cafea după 14 ani, a? Ana nu mai băut. De 14 ani nu mai băut o cafea. Hai să vă zic cât de bună este cafeaua. Cafeaua aia de la Ibric, dacă vă aduc să aminte, e trăsnet. Wow! Cum e, Ana? După 14 ani să bei o cafea? Foarte întâmplă să vă spunea. Super, a? Foarte frumos. Ne simțim foarte bine. Lumea e, cum v-am mai spus, extraordinară. Deci nu ratați să ajungeți în Tunisia. Oriunde veți ajunge, o să întâlniți oameni cum se cade și o să vă bucurați de vacanța voastră. Foarte frumos, foarte frumos. Deci ne place foarte mult Tunisia. Suntem încântați, îndrăgostiți, cum să vă zic, este o destinație foarte frumoasă. Între timp a apărut și un domn cu multe flori, dintre care și Yasmin, care e foarte, foarte frumos îmbrăcat, în portul probabil național al lor. Național, da? Și aici are florile astea faine, mirositoare. Drăguții mei, noi ne-am bucurat de savoarea cafelei, ceaiului și a unei șișe pe care am consumat-o la acel bar, acea locație frumoasă, pe care vă sfătuiesc să o probați și voi în cazul în care ajungeți prin aceste locuri. Chiar foarte frumos. Pentru toate ce am consumat noi, am plătit în jur de cam vreo 29 de dinari, aproximativ 9 euro și ceva, 9 euro zicem, deci chiar ok, mi-a plăcut foarte mult și, și chiar să, uite, fetele vor să filmeze aici cu mine. Hello! 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 Foarte frumos! Oh, ceva interesant, a? Ia ce vă arăt! Eu fac prin... Ia uitați ce fain se țese covoarele aici! Deci chiar îmi tremură mâna de emoție. Vreau să vă zic că este foarte emoționant ceea ce văd. E ceva, nu știu cum să vă zic, foarte, a? Hai, uitați, aici e un război. Stai că nu pot să trec, acum. Ia chiar să vedem. Întremură mâna de emoție. Hai că sunt de aghitire, hai grijă. Da, uite, fain. Aha. Foarte interesant. Bravo. Încă se mai fac lucruri homemade. Deci chiar într-adevăr sunt, dar trebuie probat
preluat de unde se face exact. Cum am văzut aici, cum am văzut și mai în față. Interesant. Emoționant, dragilor. Foarte emoționant. S-a ridicat părul pe mine. Chiar am mai descoperit un homemade unde se fac genți de genul. Foarte frumos. Fără foto zi. Uite, am fost invitat să intru în Amuzul. Uitați cum se produc ceea ce vedem noi aici. Au, ne ducem înapoi la hotel, unde o să ne relaxăm la o baie, la mare. Mare pe care o puteți vedea în videoclipurile pe care le avem pe canal. Deci, dragilor, a fost o dimineață frumoasă, interesantă. Am cunoscut și localitatea Nabul. Vă invit și pe voi să... e foarte nervos, foarte nervos șoferul nostru. Da, și traficul este foarte aglomerat. Deci, dragii mei, nu rămâne decât să ne revedem pe canalul meu, unde chiar vă rog să vă abonați, dacă nu ați făcut-o încă, să vedeți mai multe din experiențele noastre și vă aștept cu cel mai mare drag. Dragilor, la revedere! Ne vedem cu bine la următorul videoclip.